Ne bucurăm să fim împreună la această sărbătoare și cu ajutorul Domnului, fiind în preajma sărbătorilor învierii și ținând cont de contextul temei noastre și contextul în care noi ne găsim ca societate și ca biserică, m-am gândit că poate cel mai bun subiect de abordat pentru această dimineață este învierea Domnului și nu în mod direct, ci mai specific semnul cuielor, semnul rănilor Domnului Iisus Hristos. Dacă nu vă cer prea mult să vă ridicați înaintea Domnului, doar un singur verset doresc să citesc pentru început. Vom face referință la mai multe versete, dar începem cu versetul 25 din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20. Versetul 25, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20. Sub titlul pasajului este Iisus se arată și lui Toma, pentru a înțelege mai bine contextul. Versetul 25 spune așa: ceilalți ucenici i-au zis atunci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Mai mulți ani în urmă, cineva din adunare m-a provocat, punându-mi întrebarea: de ce Domnul, când a înviat, a înviat cu semnul cuielor în mâini? De ce n-au fost vindecate și închise complet rănile ca să nu se mai vadă? Doar a căpătat un trup de slavă la înviere, un trup nou, dintr-o altă dimensiune. Inițial am zis, nu știu răspunsul, nu știu exact ce să spun la această întrebare. O fi având Dumnezeu un motiv sau mai multe, există o rațiune a acestei realități. De ce a rămas Domnul cu semne în mâini și în coastă și în picioare? Provocat de această întrebare, am început să mă gândesc, să mă rog și să caut niște posibile răspunsuri. Și primul răspuns care l-am găsit a fost: prin providență divină, Dumnezeu a vrut să ducă în cer ceva ce s-a făcut pe pământ. Dumnezeu a vrut să ducă în cer, prin Hristos, ceva ce s-a făcut pe pământ. În cer, în ceruri, nu există nimic făcut de mâini omenești. În ceruri există un templu măreț, unde domnește și strălucește Dumnezeu. Despre acest templu, acest cort, într-un termen mai modest, vorbește Scriptura și Sfântul Pavel, zic eu, evreilor, în capitolul 9, versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Dacă prin credință ne deschidem ochii și privim cerul și slava lui Dumnezeu și tot ce este în ceruri, chiar și ajutat de Apocalipsa, nu vom găsi nimic făcut de mână omenească acolo. Pe pământ ne impresionează
construcțiile, podurile, zgârie norii, arhitectura, tehnologia, rămânem impresionați și spunem extraordinar, omul a fost dotat cu o inteligență deosebită, cu o imaginație ieșită din comun. Și de multe ori când călătorim prin lumea aceasta și vedem lucruri frumoase, rămânem uimiți. Extraordinar ce a putut să realizeze omul. Oare cum va fi în cer? Oare ce a realizat Dumnezeu pentru noi? Și e bine și m-am învățat în ultimii ani nici măcar să nu-mi prea imaginez. Că am vorbit cu un frate în urmă cu câțiva ani care mi-a zis așa, și un om serios, un slujitor al lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a dus în cer într-un moment în care am căzut jos de pe acoperiș și am intrat aici pe pământ într-o stare de inconștiență. M-am uitat de sus, am văzut soția, copiii, cum sunt îngroziți, s-au speriat că am murit și i-am văzut. Și apoi un înger al Domnului m-a luat și m-a dus din lumea aceasta și am intrat în lumea lui Dumnezeu și spunea așa, Cornel, lumea lui Dumnezeu e mai reală ca și lumea aceasta. E mai reală. Noi avem impresia că asta e lumea reală, o atingem, o vedem, o definim exact. Dar lumea lui Dumnezeu, când ajungi în ea, îți dai seama că e mai reală. O am aici undeva, dar nu pot să o descriu. Atâta pot să-ți spun. Nu e nimic din ceea ce ne imaginăm noi. Noi ne formăm o părere, o impresie despre ceea ce o să fie în cer. E mult, mult, mult mai frumos și mai minunat și mai măreț și mai înălțător și mai splendid și mai fantastic. Dar e real și ne așteaptă. Când el s-a întors înapoi, fața lui a fost așa de posomorâtă, așa de necăjit, aproape nervos. Când l-au văzut cei dragi ai lui, a zis, tate, ce s-a întâmplat? Nu, de ce am venit înapoi? 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 Așa de impresionat a fost familia și fiica lui mai mare, încât mi-a zis și mie, chiar anul trecut când am vorbit cu ei, când l-am văzut pe tata cât e de necăjit că a venit înapoi, după experiența aceasta, am zis, Doamne, mă bucur că a venit, mă bucur că a venit, mă bucur că a venit. Mi-e greu, Doamne, să spun că, de ce nu l-ai ținut dacă e așa de frumos acolo? Dar ni l-ai dat să ne mai bucurăm de el, Doamne, chiar așa de frumos să fie. E minunat, fraților, dar acolo nu-i nimic făcut de mână omenească. Dacă frumusețea de pe pământ creată de om ne impresionează, să așteptăm să vedem în ceruri ceea ce nu ne putem imagina, dar nimic făcut de mâna omenească. Și totuși, în centrul întregii creații dumnezeiești din ceruri, prin providență divină, Dumnezeu a hotărât ca acolo, în mijlocul strălucirii, să existe ceva făcut de om. Să existe ceva făcut de om. Și nimic altceva decât rănile Domnului Iisus. Până și mielul pe care îl vedea Ioan în Apocalipsa, spune că părea junghiat. Așa a hotărât, așa a ales Dumnezeu ca de aici, de pe pământ, din toată activitatea Domnului Iisus Hristos, să ducă sus în cer rănile. Să vadă probabil tot cerul și universul și lumea lui Dumnezeu într-un mod continuu, constant, rănile care și prin care s-a adus la mântuire și s-a realizat salvarea rasei umane. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa a ales Dumnezeu, într-un mod tainic și pe undeva inexplicabil, dar Dumnezeu a voit.
lucrul acesta. Apoi, de ce rănile Domnului după înviere, de ce rănile Domnului în ceruri? Pentru o ușoară identificare. Pentru o ușoară identificare. Identificare sigură, pozitivă. În versetul 25 pe care nu l-am citit, din același capitol, în versetul 27, rectific, Domnul Iisus Hristos se arată lui Toma și spune, apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios. Nu fi necredincios, ci credincios. Adică, ce face Domnul Iisus atunci, îl convinge pe Toma că El este cel înviat, nu e altcineva. Adică, cel cu care a stat El la masă, cel pe care l-a văzut făcând minuni, cel care a înviat morții, cel care a înmulțit pâinile, cel care a mers la cruce, la calvar, la Golgota, acela este acum în picioare, în fața lui, înviat. Tomo, eu sunt. Pot să mă identifici în cel mai ușor și mai sigur mod prin rănile care au rămas. Nu sunt altcineva, nu sunt o nălucă, nu sunt un alt înger care s-a întors din ceruri. Eu sunt cel care am umblat cu tine 3 ani și jumătate. O ușoară și o desăvârșită identificare. Probabil că infracțiunea numărul 1 în zilele noastre este furtul de identitate. Ați auzit de furtul de identitate și poate unii chiar ați fost victime. Cel care a fost victima unui furt de identitate, ce înseamnă asta? Altcineva îți fură identitatea ta. Altcineva. Îți fură numele, adresa, social security și se prezintă sub numele tău în fața unei bănci sau a unui credit card sau chiar autorităților și obțin anumite favoruri și bani, în general e pentru bani. Îți fură identitatea, folosește credit cardul tău ca să cumpere până la limita maximă, cât poate, să te jegmănească cât poate. Ăsta e motivul numărul 1 pentru care se fură identitatea. În anul 2005 am o statistică, între 7 și 10 milioane de adulți din America au fost victime furtului de identitate. Te simți violat, te superi, te enervezi, îți vine să le trântești pe toate, nici nu știi cum să reacționezi și spui așa, cum e posibil cineva să se folosească de numele și de creditul meu și să mă ruineze? E posibil lucrul acesta. Între noi, între oameni, este posibil. Unii fac lucrul acesta scriind anumite articole. Câțiva ani în urmă, cineva a scris un articol de denigrare asupra persoanei mele și l-a pus pe internet. Urât de tot. Mulțumesc Domnului că cineva m-a semnalat imediat, după câteva ore. Frate Cornel, uite, într-un loc, pe un webpage a unei stații de radio, într-o altă țară, stație de radio română, este o scrisoare și e semnată de o persoană. De cine e semnată? Am intrat pe webpage, am găsit scrisoarea, dar zic, eu cunosc persoana asta care o semnat. Măi, e imposibil, nu se poate. Nu cred, mă, dar eu cunosc persoana asta. Tot ce scrie aici sunt minciuni. E o scrisoare falsă, de calomniere. E cineva rău intenționat care a pus tot felul de lucruri rele și neadevărate, cum spune Scriptura, ca să ne denigreze, să-și bată joc într-un mod public de noi. Am luat telefonul și am sunat la persoana care se semnaseră. Și îmi răspunde, cum ești, ce faci, totul în regulă, și îl întreb, frate,
Este o scrisoare pe webpage, ai trimis-o tu, știi ceva despre ea? Fratele respectiv să cadă jos, frate Cornel, dar să mă păzească Dumnezeu. Nici nu mi-a trecut până cap, nici nu m-am gândit. Eu n-am scris nicio scrisoare despre dumneavoastră, dar și dacă aș fi scris, aș fi scris ceva frumos sau politicos, dar ne cunoaște, mă cunoașteți, nu am scris eu. Măi frate, este o scrisoare care e cu numele tău. Plagiatură o numim noi. Unii folosesc pseudonime, nume de persoane care nu există. Dar ăsta se pare că a folosit un nume a unei persoane care există și pe care am cunoscut-o. Fratele acesta a sunat la stația de radio, s-a prezentat și a spus: oameni buni, vă rog, scoateți scrisoarea aceasta și anulați-o, faceți ce vreți, eu n-am scris. Cineva a scris folosindu-se de numele meu. Între timp am descoperit cine a scris scrisoarea, a fost un răufăcător din orașul nostru pe care l-am găsit cu numele, l-am găsit cine este, prin IT, un număr care identifică computerul de la care se trimite, de acolo s-au mai trimis și alte e-mail-uri, s-au mai trimis și alte informații, a fost ușor de găsit. Și când l-am găsit acum, ce să fac cu un astfel de om? Mi-am dat seama că această persoană are probleme spirituale, că nu s-a întâlnit cu Dumnezeu și că se ocupă de lucruri care nu sunt demne de numele pe care îl purtăm. Nu-i nevoie să vă dau mai multe detalii, că persoana asta a spus: frate Cornel, să nu cumva să scrieți despre mine la alții, că și eu sunt o persoană publică și nu aș vrea ca să se afle, că dacă dumneavoastră o să scrieți, atunci mie mi s-ar încurca lucrurile și mi s-ar închide anumite uși, eu n-aș mai avea acces la anumite persoane, că și eu trăiesc în lumea asta. Și l-am stat și l-am ascultat și am zis: e foarte interesant. Și acum zic să-ți aduc o oglindă. Pentru tine a fost ok să scrii lucruri rele și neadevărate. A fost ok. Și acum tu îmi ceri mie să nu scriu lucruri rele și adevărate. Să nu scriu. Și eu am spus: n-am să scriu. Eu te las în mâna lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să aibă milă de tine, să te binecuvintează, să-ți dea pocăință. E foarte grav ca cineva să fure identitatea. E posibil lucrul acesta? E posibil. Domnul Dumnezeu în Hristos a hotărât ca în trupul lui să rămână ceva care să-l identifice, care să certifice, să confirme că el este. Nu e unul fals. Problema și chestiunea identificării pozitive e crucială, e esențială. În care Hristos crezi tu? Se pune întrebarea. Că sunt și mulți Hristoși și apostoli mincinoși în lumea asta. Probabil ați auzit, câțiva ani în urmă a apărut cel mai nou, un bărbat bine, așa, la 60 ceva de ani, mi se pare că din Costa Rica, de pe undeva, a apărut și s-a prezentat ca al doilea Hristos sau Hristosul care s-a întors acum pe pământ. A zis că a intrat Hristos din cer, a intrat în el. Și el s-a întors acum pe pământ și el este Hristos venit pe pământ ca să instaureze împărăția lui. Și ca să dovedească lucrul acesta, el predica o altă evanghelie, nu evanghelia de aici. El spunea cum s-a instaurat împărăția lui Dumnezeu, erai aici pe pământ, iadul nu mai există și voi aveți voie să faceți ce vreți. Nu mai există păcat. Nu mai există păcat. Când au auzit unii oameni: this is really good, asta e veste bună, chiar nu mai există păcat, putem face tot ce vrem? Da! Puteți face tot ce vreți. A venit un bărbat la el și a zis: domnule, de atâta vreme am vrut să-mi las nevasta, că nu mă împac cu ea și toată lumea spune că e păcat, ce să fac? Nu-i păcat, omule bun, lasă-ți nevasta și du-te și simte-te bine și distrează-te, că a venit împărăția lui Dumnezeu și acum în împărăția lui Dumnezeu toți oamenii trebuie lăsați să se simtă bine.
Eu și dat $1,000,000 imediat și o lăsa nevastă, a zis, a, ce fain, a venit împărăția lui Dumnezeu. Chestii reale, le-am văzut și eu, le-am urmărit, că sunt curios când mai aud de așa ceva. Iată un Hristos fals. Doamne, păzește-ne! Dar sunt mulți oameni în lumea noastră creduli. Sunt mulți oameni care cred că tot ce zboară să mănâncă, acceptă orice. Pentru noi e simplu. Noi n-avem decât un singur Hristos. Un singur Iisus. Care este? Cine este? Cel răstignit, cel înviat, cel care are semne. Are semne în trupul lui. Pe acela Dumnezeu l-a înviat. Chestiunea identității a fost esențială pentru biserica primară. Când Petru s-a ridicat în fața mulțimii, chiar și în ziua de Rusalii, el a ținut cont să prezinte identitatea Domnului Hristos audienței. Pe acela pe care voi l-ați răstignit, pe acela l-a înviat Dumnezeu. Acela este Hristos. Care e Hristosul tău? Hristosul meu e cel care poartă rănile încă. Aleluia, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, în al treilea rând, rănile Domnului Iisus Hristos încă există și au rămas după înviere pentru ca să nu uităm niciodată prețul plătit. Ca să nu uităm niciodată prețul plătit. Să nu privim, să nu gândim, să nu vorbim niciodată cu superficialitate despre suferințele și moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea credința adevărată nu e o glumă. Nu putem face glume când vorbim despre un preț așa de mare, când vorbim despre o mântuire așa de scumpă. Dacă citim cuvântul Domnului în 1 Petru, răsfoim Scriptura, 1 Petru capitolul 1, versetele 18 și 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Corinteni, capitolul 1, capitolul 2, versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Niciodată nu trebuie să uităm prețul care a fost plătit, pentru că prețul plătit dă valoare obiectului pentru care s-a plătit suma respectivă, dacă vorbim de lumea materială. Dar cred că așa a estimat și Dumnezeu. Dacă vrei să-ți cunoști valoarea, trebuie să răspunzi la întrebarea, cât s-a plătit? Dacă aș lansa o întrebare simplă, câți dintre dumneavoastră aveți mașini acasă? Cred că toți adulții peste 18 ani, chiar și unii copii de la 16 ani în sus, că slavă Domnului, românii și părinții românilor îs buni, îs harnici și cum o primi carnetul, cum le și cumpără o mașină. Unii duce la dealer, alții le scrie check în blank până la suma. Am auzit când o tânără a împlinit 18 ani, le-a dat părinții check-ul blank până la 35.000, să nu treci de 35.000. Până la 35.000, du-te și cumpără-ți ce mașină vrei, ce mașină îți place. Zic, românii îs grozavi. Dacă ajung la ceva bani, îs gata să dea totul pentru copiilor. Nu-s de acord cu treaba asta, cred că personal, cred că e o lecție negativă, nu-i ceva pozitiv pe care învățăm pe copiii noștri, dar asta e opțiunea unora. Alții, o mașină mai răblăgită, mai ruginită, mai veche, da, să aibă patru roți, să aibă uși, să aibă parbriz,
aer condiționat, poate și un radio sau un CD și să meargă. Fiecare aproape avem o mașină cel puțin care se încadrează aici. Dar dacă pun următoarea întrebare, ce valoare crezi că are mașina ta? Ce valoare crezi că are mașina ta? Și imediat ne facem un calcul. Și acum gândiți-vă, nu vreau să vă duc la Evanghelie, chiar venim la Evanghelie. Gândiți-vă așa în minte, ok, mașina aia ce valoare are? Și vreau să vă spun că cifra cu care, care s-a sădit, care s-a înregistrat acolo, estimentul, nu e chiar cel real. Vă rog să mai tăieți așa un 500 de dolari, un 1000 de dolari sau poate chiar mai mult, cam acolo e valoarea. Știți de ce spun lucrul acesta? Când pui mașina pe piață, îți dai seama că nu-i unde ai crezut. Cine stabilește valoarea mașinii? Cine îți stabilește valoarea mașinii? Că ar fi foarte simplu dacă noi, în mintea noastră, am stabilit valoarea. Cine o stabilește? Cumpărătorul. Cumpărătorul o stabilește. Tu poți să crezi că mașina ta are 30.000 valoare și o pui pe piață și nu găsești cumpărător numai la 20.000. Cât e valoarea mașinii tale? 20.000. Cât e de acord cineva să plătească pentru produsul respectiv? Acela stabilește valoarea. Valoarea e stabilită de omul care e de acord să plătească pentru lucrul respectiv. Cine a stabilit valoarea noastră? Dumnezeu. Noi ne uităm la noi și ne în continuu spunem, noi suntem nimic, noi nu avem nicio valoare și e adevărat, dacă luăm Duhul din noi, dacă rămâne omul întins în sicriu și îl duci la laborator și încerci să valorifici toate substanțele chimice care au mai rămas în om, știți cam cât e un om? Un dolar, un dolar cincizeci. Cândva a fost un dolar, când am venit eu în America a fost un dolar, dar din cauza că s-a devalorizat dolarul, acum probabil e un dolar și jumătate, un dolar cincizeci. Cam atât e valoare și noi privim omul din această perspectivă. Doamne, noi suntem nimic, suntem doar o mână de țărână și avem dreptate din punctul acesta de vedere. Doamne, ce suntem? N-avem nicio valoare, suntem ca o furnică, ca un fir de praf, ca o frunză, ca un firicel de iarbă, dar Dumnezeu a privit altfel la noi. Dumnezeu ne-a privit cum suntem ființe veșnice. Și pentru că suntem creați de Dumnezeu ca ființe veșnice, El ne-a dat valoare. Și valoarea noastră se găsește în prețul plătit. Și Scriptura spune că am fost răscumpărați cu sângele scump, scump, sfânt, pe care nu se poate pune o valoare. Și atunci ne uităm la noi înșine, eu mă uit la mine însumi, dumneata te uiți și zici, Doamne, chiar să am eu valoare asta, care e reacția noastră? Doamne, n-am meritat, așa e? Așa e? Doamne, n-am meritat, nu suntem vrednici. Și Dumnezeu spune, da, dar eu am vrut să plătesc, am vrut să plătesc pe deplin. Suntem a Domnului de două ori, Domnul ne-a creat ca și creator, El este stăpânul nostru și după ce ne-a creat ne-am pierdut și Domnul ne-a răscumpărat. A doua oară aparținem Domnului. Probabil că ați mai auzit experiența aceasta, am citit mulți ani în urmă despre un băiețel care a construit o barcă. Eu când eram copil la Jibou m-am înscris la cercul de trafuraj. Mi-a plăcut să construiesc, să creez, să pun lucruri împreună. Am avut de la început așa imaginație și am citit planurile, am avut oarecum mintea dezvoltată spre geometrie, trigonometrie, geometrie plană, geometrie în spațiu și mi-a plăcut. Și eu am făcut bărci, și bărci cu motor și bărci cu pânze, veliere. Și am fost impresionat de povestea asta când am citit-o. Am zis, mă, și dacă nu e adevărată povestea, merită folosită ca o ilustrație, ca un exemplu. Am citit despre copilul ăsta care a făcut și el o barcă din aceasta și a mers cu ea pe lac. A pus-o pe lac și a dat drumul să vadă cum merge. Și a venit o furtună, un vânt dintr-o dată. O plouat, o suflat, corabia a luat-o, el a fugit acasă, necăjit, gata, s-a dus. Bărcuța mea, ce să fac? Asta e. S-a întors,
mai târziu să o găsească pe lac, nu mai nicăieri. S-a resemnat cu gândul că e pierdută. Câteva zile mai târziu, trecând prin orășelul lui la un pawn shop, la un magazin din ăsta unde se acceptă obiecte mai interesante, pe preț de nimic, și apoi proprietarul le vinde și face un profit. Să uită în geam și vede bărcuța lui. Păi el își cunoștea bărcuța. Intră înăuntru, domnule manager, asta e bărcuța mea, eu am făcut-o, am pierdut-o pe lac. S-a uitat managerul la el și a zis, îmi pare foarte rău, eu am dat bani pe ea, dacă o vrei poți să o cumperi. Da, domnule, dar dumneata nu înțelegi că eu am făcut-o, asta e a mea. Pare foarte rău, trebuie să o cumperi dacă ai nevoie de ea. Păi băiatul ăsta care a muncit la ea, credeți că a fost de acord să mai și plătească pentru ea? Yes, yes. O mers acasă și-o golit borcănelele, și-o scotocit buzunarele, o stat de vorbă, o luat împrumut, o făcut ce-o putut băiețelul ăsta și-o venit cu pumnul de bani la șef. Domnule, uite aici, dăm bărcuța. I-a dat bani, a luat bărcuța, a strâns-o în brațe, pe drum înspre case, băiețelul ăsta inteligent spune, Doamne, barca asta e de două ori a mea, barca asta e de două ori a mea. Prima dată că am făcut-o eu și a doua că am cumpărat-o. E ceva deosebit, plin de bucurie. Băiatul se întorcea acasă. Iubiți frați și surori, popor al Domnului, robii lui Dumnezeu, înțelegem noi valoarea, înțelegem noi modul minunat în care Dumnezeu a lucrat pentru noi, nu numai ca să ne creeze, ci apoi ca să ne răscumpere. Suntem de două ori a Domnului. Suntem de două ori a Domnului, prima dată prin creație și a doua oară prin răscumpărare. Și când privim la rănile Domnului, realizăm prețul care s-a plătit. Realizăm că în rănile Domnului suntem noi. În rănile Domnului. Rănile Domnului reprezintă o oglindă pentru noi. Citim cuvântul acesta în Isaia 49:16. Iată că te-am săpat pe mâinile mele, spune Dumnezeu, te-am săpat pe mâinile mele. Știți cum înțeleg eu versetul acesta, că îl personalizez, e al meu. Când eu privesc la mâinile Domnului și văd rănile Lui, eu mă văd pe mine acolo. Rănile Domnului sunt o sculptură care au chipul meu. Când mă uit în rănile Lui, mă văd pe mine în oglindă și spun, astea sunt pentru mine, astea sunt ale mele. Așa m-ai săpat pe mine în palmele Domnului Iisus Hristos. Rănile Lui îmi aduc aminte de suferințele Lui pentru persoana mea. Te invit în această zi să privești prin credință la rănile Domnului. Acolo să te vezi, îi și chipul tău acolo. Crezi că Dumnezeu a uitat de tine? A, 7 miliarde de oameni, nu e și chipul tău. Cred că fiecare persoană care trece prin fața rănilor Domnului Iisus Hristos nu se poate să nu rămână atins, nu se poate să nu fie mișcat când afli de iubirea infinită a cuiva, iubire pe care nu o meriți, nu o merit, nu suntem vrednici de ea, iubire necondiționată. Când descoperim această iubire, nu putem decât să capitulăm și să spunem, Doamne, n-am meritat, dar o primim. Primește iubirea Domnului, adu-ți aminte de prețul plătit, e plătit pentru tine și pentru mine ca să fim răscumpărați. L-a costat mult pe Dumnezeu, nu ne-a costat pe noi, dar l-a costat mult pe Dumnezeu. Nu ne-a costat pe noi nimic mulți ani în urmă, când am primit prima Biblie, am primit-o pe gratis, dacă nu greșești, scria pe ea gratis. Pe vremea aia, copil fie, nu știam ce înseamnă, a, ce fain e. Wow, o să o să Biblii pe gratis în România. Frații noștri pun mâna pe Biblie și chiar se scrie gratis ca să nu facă nimeni, era termenul atunci, bișniț. Să nu facă nimeni bișniț cu Biblia. Au sosit pe gratis Bibliile în România. Gratis au fost, n-a costat pe nimeni? A costat? Dar au plătit altcineva.
Au plătit frații din America, au plătit frații din Austria, au plătit frații din Elveția, au plătit frații din vest, care s-au gândit la români și la mântuirea românilor și au zis, plătim noi ca ei să aibă pe gratis. Și alții și-au riscat viața și libertatea și-au încărcat portbagajele și-au făcut portbagaje false și-au făcut două rezervoare de benzină la mașină, un rezervor cu benzină și un alt rezervor cu Biblii și-au fost frații ingenioși să ascundă Bibliile, să aducă cuvântul vieții. A fost o ilegalitate asta din perspectiva umană, dar a fost o jertfă din perspectiva lui Dumnezeu. Și-au plătit alții ca să ajungem noi în posesia Bibliei. A fost gratis pentru noi, de-o plătit alții. Poți să intri în posesia mântuirii și salvării și a vindecării trupului pe gratis, că a plătit altcineva. Și cel care a plătit este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea e personală, mântuirea este individuală, yes, îți aparține ție, numele tău e scris pe mâinile Domnului Hristos. Așa cum amprentele noastre, mâinile noastre ne identifică și spun că noi suntem, așa rănile Domnului îl identifică pe El, dar găsim și numele nostru acolo, că El s-a identificat cu noi la Calvar. În această dimineață, cu inimile pline de bucurie, ar trebui să ne apropiem din nou de tronul Harului, ar trebui să ne apropiem din nou de jertfa Domnului Hristos, ar trebui să ne apropiem să privim prin credință la rănile Lui și să-i mulțumim lui Dumnezeu că totuși există ceva în ceruri făcut de mână omenească. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că Cel care ne-a mântuit e Cel adevărat, e același cu Cel care s-a născut din Fecioara Maria, e același cu Cel care a făcut minuni, e același cu Cel care a predicat Evanghelia, e același cu Cel care a mers la Golgota, e același cu Cel care a murit și a fost îngropat în mormântul lui Iosif, e același cu Cel care a înviat. Identificarea Lui e pozitivă. Îl cunoaștem pe acela. Nu avem nevoie de un alt Iisus, nu avem nevoie de un alt Mântuitor, e singurul Dumnezeu adevărat. Ne apropiem de El. În rănile Lui ne găsim noi. În rănile Lui suntem noi sculptați, echipul nostru acolo, pentru că Dumnezeu ne-a iubit ca să ne răscumpere și să ne ducă în cer. Și cerul e mult mai frumos decât ne putem noi imagina. Dumnezeu nu ne-a creat pentru pământ, nu ne-a creat doar pentru lumea aceasta. Unii oameni cred că Hristos a venit pe pământ și jertfa a fost depusă ca să le meargă bine la oameni. E o credință falsă. Unii cred că Domnul a venit ca să îmbogățească pe oameni. Asta e voia lui Dumnezeu, ca să fii bogat, să-ți meargă bine, să ai succes, să ai faimă, să fii cineva. Nu de asta. A murit Domnul, Domnul a murit ca să ne răscumpere, Domnul a murit ca să ne ierte de păcate, Domnul a murit ca să ne dea o natură nouă, Domnul a murit ca să ne dea putere, ca să trăim după voia Lui, Domnul a murit pentru ca să ne ducă în cer. Aici pe pământ o să avem și harul suferințelor, o să avem și harul bolii de care nu ne scapă Dumnezeu, aici o să avem și harul greutăților și problemelor, aici o să avem și harul vindecării și harul minunilor, aici o să mergem din har în har pe pământul acesta, dar toate acestea sunt temporare, până în ziua în care ne vom întâlni cu Domnul și noi zicem, vino Doamne Iisuse!